Mirosul, temperatura din mașină, comportamentul ei dinamic, zgomotul motorului, toate astea reprezintă un cumul de elemente ce te fac să mergi cu acea mașină, indiferent de nivelul performanței. O mașină clasică poate să meargă foarte prost astăzi și foarte bine mâine, fără să-i faci nimic. Mașinile clasice, marea lor majoritate sau vasta lor majoritate, au carburatoare. Carburatoarele sunt foarte sensibile la schimbări de presiune atmosferică, umiditate, temperatură. În aceea zi poți să mergi și să pleci cu mașina din București și în București să meargă impecabil și să ajungi la predeal și să nu mai meargă. Sau să meargă foarte bogat și să scoată fum. Diferența fiind presiunea atmosferică, temperatura, umiditatea de acolo, ce diferă față de cea din București. Se poate întâmpla, mie mi s-a întâmplat, ca o mașină să aibă un troncănit azi și mâine să nu-l mai aibă. Și asta se poate întâmpla. Sunt mașini cu suflet pentru că, îți spun sincer, după 10 ani, dacă mă urc într-o mașină clasică cu ochii închiși și cineva o conduce, pot să spun despre ce mașină este vorba. Pentru că sunt inconfundabile. Cred că există o legătură atunci când ai o mașină clasică și o conduci și mașina este a ta, se creează o legătură între tine și acea mașină ce diferă foarte mult de legătura dintre tine și mașina ta modernă, chiar dacă acea mașină modernă este o mașină, nu știu, foarte scumpă sau foarte puternică sau foarte rară. Pe vremuri era și un exercițiu de artă de a proiecta mașini. Nu era numai un exercițiu de fiabilitate și de, comoditate și de transport din punct A în punct B. Simplul fapt de a avea acea mașină în fața casei reprezenta o plăcere. Din păcate, eu cred că această legătură pe care o întâlnim între un proprietar de mașină clasică și acea mașină clasică nu o vom mai regăsi la mașinile moderne. Sau poate nu prea curând. Mă tem că meseria de strungar este una pe cale de dispariție sau de o foarte mare transformare. Pentru că utilajele moderne, cele care necesită proiectarea piesei și apoi utilizarea CNC-urilor pentru a produce piesele, este foarte, cel puțin la nivelul rezultatului, este similar cu ceea ce se produce pe strung. Numai că un strungar clasic are acea parte de proiectare în cap și vizualizează cumva piesa și o desenează și apoi o construiește pe strung. Deci cred că strungarul clasic, cel pe care eu îl stimez foarte mult, nu va continua să existe pentru foarte mult timp. Însă, acele piese pe care strungarul nostru le produce pot fi produse de alți oameni, de oameni mai tineri, care nu vor să învețe să fie strungar, dar pot să fie operatori de CNC, acele mașini de tăiat. Încercăm și folosim printarea, tipărirea 3D din ce în ce mai mult. Mă aștept ca pe măsură ce tipărirea 3D este mai răspândită, să fie folosită din ce în ce mai mult. Dar ceea ce acum 5 ani părea, un vis frumos, acum este realitate. Din ce în ce mai mult se folosesc astfel de tehnologii și la mașinile clasice. Folosirea tehnologiilor moderne duce la această discuție dacă mașinile clasice restaurate cu astfel de tehnologii mai sunt într-adevăr mașini clasice sau nu. Discuția este, poate să fie destul de lungă, atâta timp cât piesa respectivă respectă dimensiunile, respectă caracteristicile pieselor inițiale,
Cred că acest caracter al mașinilor clasice se păstrează. Discuția poate să fie foarte lungă pentru că, de exemplu, uleiurile folosite acum, din punct de vedere al calității de lubrifiere, nu au nicio legătură cu uleiurile folosite acum 50 de ani. Pneurile, din nou, nu pot fi comparate cu cele produse acum 50 de ani. Vrem sau nu vrem, tehnologia modernă se răsfrânge în restaurarea mașinilor clasice. Îmi place să cred că în anumite situații îmbunătățește sau face folosirea mașinilor clasice mult mai plăcută. Pe de altă parte, dacă trebuie să restaurezi o mașină foarte, foarte rară, atunci vei încerca pe cât posibil să te ții departe de astfel de tehnologii, pentru că materialele folosite fac parte din valoarea intrinsecă a acelei mașini. Există pe plan mondial acest trend de a trece la automobile electrice. Se răsfrânge într-o oarecare măsură și asupra automobilelor clasice. Acum, în ce măsură aceste automobile vor fi sau nu acceptate de oameni, e foarte greu de spus. Din punct de vedere juridic, cel puțin în România, este imposibil să înmatriculezi o mașină clasică cu o conversie de motorizare, de la un motor cu combustie la un motor electric, pentru că această schimbare necesită o omologare. Cel mai des aceste conversii se întâmplă în Statele Unite, unde legislația este permisivă din multe puncte de vedere. Acolo valoarea mașinilor este dată de diferențele dintre ele și nu de originalitatea lor, pentru că mașinile americane totdeauna au fost produse într-un număr foarte mare de exemplare, dar nu atât de mult în Europa. Mie mi-este foarte greu să cred că cineva ce iubește mașinile clasice pentru ceea ce ele înseamnă poate conduce o mașină clasică cu zgomot de troleibuz. Asta nu înseamnă că nu vor exista astfel de oameni. Eu, și se spune nu, niciodată să nu spui niciodată, însă 99,99% n-am să fac o astfel de conversie.